Pentru că Armando s-a supărat la gala trecută aflând dezvăluiri din trecutul amoros al Andrei de la tatălui, Andra a decis să deschidă cutia secretelor. Este foarte greu să vorbesc despre asta pentru că nu știu cum să o împachetez frumos și să o dau mai departe. Mi-ar plăcea să am o variantă care să fie, nu știu, ușor de auzit, de înțeles. Să povestesc de ultima mea relație. A început acum 4 ani sau 5 ani. Am întâlnit tot timpul într-o seară în club. Și cred că după o lună de zile, după ce ne-am dat împreună, mi-a dat un inel. Cerere, vrei să fii? Așa. Și atunci am zis că dacă tot locuim împreună și suntem împreună și vrem să facem ceva împreună, hai să ne facem și o afacere. Și am ajuns să facem, să deschidem o firmă pe numele meu. Am vrut să facem o chestie de transport. Și apoi a derivat în spălătorie profesională de mașini. Am vrut să-i spun ce se întâmplă cu mine ca să știe în ce se bagă și să-și ia singur deciziile dacă vrea să continuăm sau... La un moment dat lucrurile au început să ia razna. Se comporta foarte ciudat, îmi găsea tot timpul numai defecte, în fiecare zi apărea o problemă nouă. La un moment dat n-am mai rezistat, pentru că se purta urât de tot. Adică la modul, nu știu, nu mai vrea să plătească chestii, cumpăra chestii în continuu, nu mai vrea să plătească facturile. Îmi cerea multe lucruri și eu niciodată n-am putut să-i spun nu. Nu știu, nu vreau să-l supăr. Eram un fel de sub manipulare sau dominare și nu aveam puterea să spun nu sau nu puteam să reacționez în niciun fel. Mi-a făcut super multe faze nasoale în ultimul an. Nu mi se întâmplă doar mie. Sunt convinsă că sunt foarte multe fete în situația mea care fac totul pentru bărbați, totul pentru familie. Își încalcă principiile. Și sunt dispuse să facă chestii care le pun, nu știu, în ilegalitate sau dificultate doar pentru a mulțumi pe ceilalți. I-am zis că plec în Anglia. S-a supărat atât de tare că eu îmi permis să plec. Și-a luat toate hainele, adică eu i-am spus luni că plec și până vineri el deja era plecat. Peste o lună m-a sunat și mi-a zis că el nu mai plătește nicio factură și că trebuie să le plătesc eu. Pentru că e firma mea și pe el nu-l mai interesează nimic, de ce ține de asta. În prima fază i-am trimis bani. La un moment dat am încetat să îi le plătesc. Am reușit să mai deschid o firmă, un restaurant vegan. Și m-am întors în România. M-au sunat cei de la firmele la care trebuia să le dea banii și mi-au spus că trebuie să le plătesc. Încercam să vorbesc cu el, cu toată familia lui, am sunat-o până și pe iubita lui. Chiar nu știu. Nu știu. Eu niciodată nu am vrut să-l învinovățesc pentru ce s-a întâmplat, pentru că îmi dau seama că amândoi am greșit. Îmi doream să fie totul bine, îmi doream să mă focusez doar pe ceea ce e bine. Și nu reușeam, pentru că era tot timpul chestia asta. Tocmai de asta eu nu am putut să mă apropii de niciun bărbat. Nu am putut să am o relație, pentru că mă simțeam vinovată și nu înțelegeam cum pot să încep o nouă relație știind că am chestia asta. Apoi am început să mă sună banca. Am avut de făcut o alegere. Ori investesc în afacerea mea și ce-mi doresc eu să fac, ori îi plătesc lui datoriile. S-a intentat proces pe numele meu. Iar cu 2 zile înainte să începem emisiunea, am primit mesaj de la bancă că mi-au închis conturile. Am fost la psiholog și pentru că reușeam să fiu bine cu mine azi, dar nu reușeam să privesc viitorul cu încredere sau cu speranță că ceva frumos se va întâmpla. E o persoană bună, eu știu asta, că e o persoană bună și trăirile pe care le-a avut nu au fost ușoare pentru ea. Eu îi sunt alături și încerc să o ajut așa cum pot. Nu mă bucur că ai încredere în mine. Tocmai mi-ai demonstrat că pot să am. Se simte mai bine acum?
Mă simt bine că ți-am spus. Tind să cred că există o speranță și că cumva lucrurile se vor rezolva. Până la urmă, chiar Armand mă ajuta să-mi dau seama de asta. Și îmi doresc ca să am o familie frumoasă, un viitor frumos, o afacere prosperă. Am început să cred din nou că lucrurile se vor rezolva într-un mod plăcut. Și că trebuia să trec prin experiența asta ca să îmi formez alte principii mai bune de viață și să nu mi se mai întâmple mie sau celor care pot învăța din povestea mea.